Nu știu dacă va avea timp Vătăjelul să le ofere colegilor câte o bere. Să vedem șutul lui Purece. Se cere hands și, într-adevăr, mingea se pare că l-a lovit în mână pe Frăsinescu, care vede și el cartonașul galben. Se mulțesc avertismentele. Nu cred că poate fi vorba de intenție la Frăsinescu la această fază, dar dacă a blocat mingea în traiectoria sa spre poartă, atunci arbitrul Adrian Cojocaru s-ar putea să aibă dreptate. Da, mâna dreaptă a lui Frăsinescu este lovită de balon, mâna care se afla înspre poarta lui Bolgredean. Atitudinea lui Sorin Cârțu spune tot despre părerea sa, despre deciziile arbitrului. Deja doi fundași craioveni, Vătăjelu și Frăsinescu, au cartonașe galbene. Și un fundaș al Chiajnei, e vorba de Ricardo Alves, a fost și el avertizat. Spuneam despre Vătăjelu că nu știu dacă va apuca să fie serbat de colegii săi, pentru că imediat urmează etapa intermediară. Etapa a 29-a, miercuri, Craiova joacă acasă cu FC Brașov, iar Concordia Chiajna se deplasează la Cluj pentru meciul din Gruia cu CFR de marți, un meci care va deschide etapa a 29-a. Vasile Maftei și Rick Boldrin, sare brazilianul peste minge, vine Maftei care trage și gol! Bolgredean surprins de execuția lui, Vasile Maftei care deschide scorul în minutul 38. Exact la acea poartă Craiova primea gol și din partea viitorului. Era atunci însă mult mai repede, în minutul 1 al meciului din etapa a 20-a. Iată, acum pot spune că ușor împotriva cursului jocului, cei de la Concordia Chiajna reușesc să deschidă scorul prin Vasile Maftei. Ce execuție are capitanul celor de la Concordia Chiajna, campion al României cu CFR Cluj, câștigător de 3 ori al Cupei României cu Rapid și